Apocalipsa lui Ioan Capitolul 19 După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea, Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus, în vecii vecilor! Și cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: Amin! Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari! Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea. Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la o spățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus lui Dumnezeu închinete căci mărturia lui Isus este duhul prorociei. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului. Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vi în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia, care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor.